Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. De data asta filmăm ceva Sky Giant și ceva mult mai special decât Sky Giant normal. Ei bine, de fapt e Sky Giant normal, însă ne jucăm pe server non-premium. Deci dacă vreți să vă jucați și voi Sky Giant, dar că nu aveți cont premium și nu puteți să intrați pe Hive să vă jucați, ei bine, puteți intra aici pe med.minecraft-romania.ro. Este un server non-premium pe care vă puteți juca liniștiți și bineînțeles dacă vreți ca această serie să aibă cât mai multe episoade și dacă vreți, nu știu, să mai filmăm și cu alte persoane, să fie totul mult mai funny și mult mai frumos, chiar v-aș ruga să apăsați și voi butonul de like să vedem dacă putem strânge peste 200 de like-uri, pentru că azi am 3 clipuri și 3 clipuri la care am nevoie de suport, dar nu știu cum nu știu cum să fac să pe care să-l pun primul și cred că o să fie al treilea clip din ziua de astăzi și din acest motiv cer și o 200, sper eu că putem și hai să vă văd în acțiune cu aceste multe multe like-uri, cu aceste aprecieri și să vedem cât de activ sunteți voi. No, bun, hai să vedem pe Sky Giant ce putem face. Dacă nu știți, are realizări Kill to Giants in one game. Nice, aparent avem și ceva challenge-uri, dacă putem spune așa, și primim ceva puncte și bănuiesc la aceste puncte ne putem cumpăra diverse, nu știu, chiar nu știu, tot de-abia am intrat și eu. Și stai să vă povestesc cum e Sky Giants. E bine, te dă pe o arenă, normal, pe o mapă, cu mai multe insule, 4 dacă nu mă înșel. Și fie și se echipe de 2, adică nu știu acum aici pe non-premium cum o fi. O să vedem imediat cum este, pe echipe sau singur, n-am nici mai mică idee cum e aici pe non-premium. Și ai un zombie pe insulă, un dita mai zombie, cred, aici se numește Sky Giants, pentru că e un giant zombie. Și aveți diferite minereuri pe insula voastră, iar luând acele hai să-mi pun și o textură. Luând acele minereuri, fiecare îți dau iteme diverse, de exemplu diamant, diamond ore-ul îți dă iteme de diamond, cel puțin așa știu eu, unele îți dau, nu știu, efecte, altele inimii în plus, în minus, depinde de noroc și o să vedeți, este interesant, iar noi trebuie să ne ducem și pe insulele celorlalți, ca să le atacăm zombiul și să le omorâm giantul și de asemenea trebuie să am grijă și cu al meu. Dacă nu ați înțeles prea bine, mă rog, nu cred că sunt mulți care nu știu, însă dacă nu ați înțeles prea bine, o să vedeți în minutele următoare, nu sunt destui jucători. Cum pana mea să nu fie destui jucători? Și ce facem acum? Stăm și așteptăm aici? A intrat, uite, a mai intrat unul în meci. Hai să fac... Bă, da, ăștia sunt mulți într-o echipă, hai să intru și eu în ăsta, în magenta, să fim doi. Cred că trebuie să intre unul la green. Intrați unul la green. Intrați unul la green ca să putem să... Uite, sunt trei la mine. Ar trebui să înceapă acum. Adică sunt trei la gold, doi la green, trei la... Uite ăla, nu știu, cred că o fi ieșit. Hai mă, nu începe, de ce trebuie să așteptăm chiar așa de mult? Nu știam că trebuie să așteptăm chiar așa de mult, că altfel puneam și eu ceva pauză. Nu știu, posibil să pun ceva pauză. Dar asta înseamnă să editez și sincer, e cam nașpa. Ne mai trebuie unul, ok, așteptăm. Dacă ne mai trebuie unul. Dar intra și la green, boșilor, vă rog eu. Hai că intru eu la green. Așa, suntem 3. Aia de la gol sunt 4, dar trebuie să mai intre în blue. Ok, am intrat eu în blue. Intrați unul de la gold la blue. Așa, suntem 2. Suntem toate echipele practic ocupate, dar nu înțeleg din ce nu începe, cât trebuie să fim. Uite, am mai intrat încă un tip în match. Încă unul. Bă, dacă mai trebuie mult să fim, să nu știu că trebuie să fim 4. Fiecare, ar fi nasol așa. Ok, noi vom aștepta dacă durează mai mult. O să pun pauză. Am mai intrat unul, nu începe odată. Holy fuck. Încă unul, bă, da. Intră o grămadă și tot nu vrea să înceapă. Tras la magenta. Doamne, știi, intră după mine în echipă, boșilor. Nvidia, GeForce, Game Ready, Drive. Drivere noi pentru hai frate, încă unul la magenta. Mai trebuie să intru unul la magenta. Bă, ce nebunie aici. Bă, dacă tot e nebunie aici, eu vă mai amintesc, dacă ați uitat deja, să apăsați butonul de like. Nu vă oblig.
Hai, mă, încă unul la magenta, dar degeaba mă mut eu, că după mai trebuie unul la blu. Jocul începe, gata, boss, a mai intrat un tip și începe jocul. Aparent trebuie să fim T4, eu sunt în blu și haide să vedeți cum este. Ok, hai să vedem dacă e chiar la fel, adică n-am nici cea mai mică idee prima oară când joc pe un server non-premium, dar până acum pare să fie la fel. Bă, ăsta e de stone. Și nu știu dacă pot să iau diamantele cu ăsta. Poate e făcut special să poți lua. Da, aparent e făcut decât special ca să poți lua. Nu știu, o să-mi fie greu să mă obișnuiesc, adică nu cred că e chiar ca originalul, însă e foarte apropiat de el. Zic eu. Hai să găsim ceva DMD-uri. Găsim și noi ceva DMD-uri sau suntem RIP. Hai să spar și lapisul, îmi dă XP sau ba nu, îmi dă efecte lapisul, îmi dă diferite efecte. Hai să luăm goldul ăsta, deci goldul ăsta e foarte prețios, îți dă ceva puncte și cu coinurile astea poți să-ți cumperi mai multe chestii de la villager 3, e un villager de la care poți cumpăra iteme. Bă, da, sunt puține minereuri? Sau nu le găsesc, eu n-am nici cea mai mică idee. Pe ce ai făcut, mă, nene, mă, ia uite ce e în jos aici. Ia uite ce e în jos aici și mă duc pentru că sunt nebun și chiar vreau să mă duc acolo după iteme. Adică am și nevoie de ele. Și mă duc, mă risc așa un pic, dar trebuie să fim atenți să nu vină ăștia pe... Să nu vină pe ăsta, zon balăul nostru, că atunci suntem cam RIP și nu vreau să fim cam RIP. Oricum, această Nigame de Sky Giant se află în versiunea beta, încă mai pot apărea bug-uri, încă nu știu, și am înțeles că în câteva zile va fi gata totul. Hai să pun aia așa, să fiu sigur că nu o să cad. Și dăm un diamant. Ce mi-a dat? Chest plate de diamond, frumos așa. Am primit un mesaj pe Skype. Așa, mai spargem și gold ăsta. Dă mâncare, mai avem ceva de... Uite, mai un diamant fix aici. Pai că mai multe așa în jos. Deci, noi ce de ăsta suntem? Noi suntem blue. Avem maxim, nu? Ce mi-a dat? Holy fuck, îmi dăduse ceva... Stai, stai. Controls, zoom pe ăsta. Bă, dăm te rog o inimă în plus, dăm te rog o inimă în plus, dăm te rog o inimă în plus, dăm te rog o inimă în plus. Holy shit, mi-a dat o inimă în plus? Da, mi-a dat o inimă în plus, asta e foarte tare. Ăsta îmi dă lapis. Mă rog, băi, eu zic să mă mulțumesc cu chest plate-ul ăsta, pentru că până la urmă aici sunt echipe mai mari și ne... Uite, am mai găsit ceva gold. Sunt echipe ceva mai mari și adică minerurile se ia foarte, foarte rapid. Cu coinurile pe care le-am luat, adică puținele coinuri pe care le-am luat și eu, voi vedea ce pot să-mi cumpăr de la villager, dacă pot să-mi cumpăr ceva, dacă nu ne mulțumim cu ceea ce avem. Zic și eu că e foarte bine să te mulțumesc și în viață cu ceea ce ai. Să nu ceri niciodată mai mult decât ai sau mai mult decât îți permiți. Uite mi aici zombalău, chiar nu-l vedeam. Uite la villagerul ăsta. Hai să vedem prețurile. E ceva bug aparent? Nu se deschide asta cu arme, mă rog. V-am spus încă nu e finisat totul 100%. Doar asta cu mâncare merge să deschid. Mă rog, hai să-l cumpărăm ceva mere. Le-a dat? E puțin năguit acum, sau nu? Cred că e ceva bug, însă v-am spus. Uite, bă, ce nemernic. Uite, bă, ce nemernic. Uite ce nemernic, cum a venit el aici. Cum a venit el aici? Bă, dar e nașpa, mai e nașpa un singur lucru, că nu-ți arată deasupra. Gen, în ce echipe ești culoarea. Bă, mă rog, modul e aproape la fel. Dar mai se mai lucrează la el și după cum se poate vedea, mai sunt câteva chestii de îmbunătățit. V-am spus, n-am de unde să știu cum e, dar în mare parte e la fel ca pe Hive. Și noi cât mai avem? Mai avem destul de puțin tel. Am putea să ne ducem pe... Nu știu, mă duc random pe unii și dau și eu cu... Dau... Nu m-a văzut. Nu m-a văzut nebunul. Holy shit. Chiar nu m-a văzut?
Incredibil, m-a dat cu jumătate bloc sau un bloc înapoi și mi-am a fost nașpa. Respawning în câteva secunde și aici cam la fel cu respawn-ul. Respawning, ne-am respawnat, dar trebuie să rămână câțiva să protejeze ăștia. V-am spus, e nașpa că încă un lucru la care trebuie să se mai muncească. Sau la care zic eu trebuie să mai muncească la acest lucru cu culorile. Asta ar mai fi o chestie pe care trebuie să o adaugem. Să vezi în ce echipă sunt diversi adversari. Ca ai văzut, vine la giantul tău și nu-ți dai seama dacă e în echipă cu tine sau nu. Serios, a murit green-ul? Tocmai ce mă duceam și eu pe green și văd acum că au murit mai... Deci noi suntem blue și mai trebuie să-i batem pe cei de la gold. Asta e cu mine? Da, asta e cu mine în echipă. Hai să ne ducem pe cei de la gold. Ok. O ia magenta și ei sunt morți. Bă, sper că au rămas. Cei de la gold sunt 3. Și noi sunt, de fapt, tot 4 sunt și ei. Holy shit, ăștia își construiesc pe aici. Mamă, ăștia sunt full diamond. Holy fuck, o să fie super greu. Opa, hai că am început aia. A, da, și noi ne-o luăm. Se pare mie, da, și noi ne-o luăm. Ne-o luăm și noi și asta e nașpa și nu cred că avem timp să le dăm mai mult damage decât ei nouă. Doi. Da, n-am nici sabie bună. Și zombiul nostru e mult mai low și nu cred că mai avem șanse, doar dacă îl moară pe ăla care dă, dar nu știu, chiar nu știu ce fac cu echipierii mei în momentul de față. Și am pierdut, nu? Da, dar de ce, nu știu de ce mă mai lasă să dau acum. Cred că acum am murit de tot acum, nu? Respawning. Nu înțeleg asta, deci aparent se joacă până la final, până toate astea distruse sau... Chiar nu înțeleg, v-am spus, încă este în beta, vă repet. Pentru a nu știu de oară încă se muncește. Bă, dar în mare parte v-am spus, e cam la fel. Și acum cred că trebuie să distrugem și ultimul zombie rămas. Nu știu, mă duc pe ei să le dau. Și poate așa se termină meciul. Noi jucăm mai... Doamne, cum am crezut. Noi suntem mai mult a... Acum suntem mai mult game tester și vedem diferitele bug-uri și după avem decât să le raportăm. Zic eu. Oricum, mai e ceva de muncă până să fie exact ca originalul, dar zic eu că cu puțină încurajare și din partea voastră. Uite, m-a dat înapoi. Hai să ieșim, să intrăm și într-o arenă pe Hive. Dăm hub și intrăm și pe serverul. Să jucăm o arenă și o arenă ca lumea, intrăm pe serverul HiveMC și ne băgăm la o arenă ca lumea, să vedeți cum e jocul gata făcut fără niciun bug. Da, bă, dar zic eu că nu mai sunt chiar așa de multe de făcut, dar cred că sunt câteva probleme generale cu giant-ul, că mai rămâne una să fie câștigătoare, să se vadă culoarea deasupra numelui și aia cu villager-ul. Și în rest e totul ok. Mă rog, mai e ceva de lucrat. Până la urmă, eu mă cred nu s-a adăugat de foarte mult timp și... Pana mea, trebuie să mai lucreze, zic și eu. Să nu spui că iar nu găsesc diamante. Deci eu am ghinionul ăsta să nu prea mai găsesc diamante în ultimul timp. O fi mișora rata de spawn. Uite, trei aici în zonă. Două căști. Dacă îmi dă și asta castră, îmi dau un pumn în cap. Sabie de diamond, asta e foarte OP. Așa. Ok. Pickers și ăsta e foarte OP. Fapt, nu e așa OP, dar e mai ușor să chestplay de diamond. Asta e foarte bine. Luăm și gold-uri pe jos până nu le ia cu echipierul. Bă, la început când e toate astea zici că ești în concurență cu echipierul tău până iei tu nereulești toate astea. Asta îmi dă lapis și am nevoie. Luăm și gold-ul ăsta. Îmi dă și XP pe lângă lapis, nu? Da, cam așa ceva. Hai să luăm și niște gold ăsta, că nu o să găsesc eu toată armura. Hai să ne riscăm cu un redstone, ok, mi-a dat o inimă în plus, nu mai am nevoie să sparg niciunul. Ok. Cred că era chestplay, dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel, era tot chestplay și sincer,
Chiar nu mi-am nevoie de chestplate în momentul ăsta. Am destule iteme. Ok, spargem asta tot așa pentru XP. Mai luăm și goldul ăsta și... nu o să mai stau să caut iteme, resurse. Mă duc direct la villager și îmi iau ce mai am nevoie. Așa. Par mai merge și un arc, nu? Ok, mi-am luat și un arc, nu cu foarte multe săgeți, dar mi l-am luat. Bă, eu nu am tactică, de-aia gen să-mi înconjor nebunul ăsta de... Acum degeaba mai spar, că oricum n-are ce să mai îndea altceva față de ce am. Nu înconjor eu giant sau alte prostii, de... nu mi-am luat blocuri, asta e un dezavantaj că nu mi-am luat blocuri. Am făcut o greșeală. Dar spargem de aici puțin dor și am ajuns și la mid. Dacă nu mă înșel, enchanting table-urile sunt pe alte de-alea, pe alte instituții și hai să mergem pe gold. Instinctul meu de cerceta zice să mergem pe gold pentru că gold. Holy shit, dădea cineva după mine. Ăștia, alea AFK. Nu știu, da. Auzi, ia să-l bat și după să-i dau și în giant. Îi mai dau și în giant și mă mai bat și cu el. Adică, au, shit, au venit amândoi, dar oricum, sper măcar să le scad sub, nu mai pot să le scad mult, sub 60, 62, băi, ok, le-am scăzut 38%, chiar nu am nevoie de, m-a spunat cam direct, eu sunam agenta, doamne, ce m-am speriat că l-am văzut pe ăsta, am început să dau pe el, hai să-mi iau de ăsta blocul, nu contează ce blocuri, mi-am luat un stack și nu cred că o să mai am nevoie. Ce ai făcut? Mă, nebunule, dar vrea să ajungă pe insula noastră. Sau nu? Păi cu metre, tu nu mă vezi aici? Tu nu mă vezi aici cu metre? Tu nu mă vezi aici ce combo-uri sprind? Cred că o să primești ceva puncte, că l-am omorât. Am mâncare, nu prea am mâncare, însă nu prea mă interesează mâncarea. Ah, uite, am făcut roșii de mâncare. Ne punem și golden apple-ul repede, repede jos aici în hotbar. Textura, dacă vă întrebați care este... Cred că ați văzut la începutul clipului. O găsiți pe pagina mea de Facebook, pagina o aveți în descriere. Mergem tot pe gold, dacă am început să dăm pe gold, să dăm până la capăt pe gold. Am și o întrebare la el lângă zombiul lui, nu-și dă seama că îi atac. E că știu că se aude sunetul ăla. Oh shit, ne atacă zombiul nostru. Ne atacă zombalăul nostru. Nu e bine. Holy fuck. Chiar nu e bine. Ăsta... Tocmai a încercat să-și dea cu regen. Bă, știu că nu e bine ceea ce fac, dar oricum. Ce face al meu? Unde este? Că știu că era în bază. Pierdem. Recall. Pierdem că co-echipierul meu este cu gândul în altă parte și nu știu ce mama mă se face. Cred că l-au omorât pe ăla, că văd că nu ne mai scade HP-ul la zombie. Mă, nu-mi dă mie și mie recall. Așa, mi-a dat recall, aparent a făcut și el ceva, cred că i-a omorât pe ea, dar avem 52%. Avem 52%, uite, el stai aici, bă, cu metre, tu stai și joci sau freci menta pe loc. Așa, hai să ne luăm multe săgeți, am un stack de săgeți. Bă, nu știu de ce, dar mai duce pe green, ei sunt cei mai periculoși în momentul actual. Ce nubie, mi se pare... Tocmai a crezut tipul ăla. Holy fuck, ghinion. Păi și de la gri... Hai, serios cu metre. Ce pana mea faci, fratele meu? Nu, nu mă mai duc pentru că n-are rost. Dacă l-o moară bine. Dacă e atât de nub și nu se poate destruca acolo. Mamă, ce combo-i prinsă-i. Da, n-ai ce să faci cu coechipieri din ăștia. Dau și eu cât pot, dar degeaba mai dau. Sau? Hai să dau aici cât pot. Hai să dau cât pot. Nu știu, cred, poate ne atacau, posibil. Da, iar ne atacă green acum. Holy fuck. Suntem așa rip. Suntem așa fucking rip. Mi-e place că eu țineam un combo pe amândoi și cred că am cam pierdut. Și te-am filmat. La fix, chiar dacă murim. Ar fi cam la fix. Ia pleacă tu de aici. Mai avem o șansă.
O ultimă șansă să mai avem green neatacat până acum. Păi dacă m-aș duce eu pe green și aș elimina repede, dar oricum noi suntem la o flegmă distanță de moarte. A, uite, iar ne atac. Am fost eliminați pentru că n-ai ce să-și pierde ca ăștia. Poate o să-mi iau ceva abonați, o să jucăm cu abonați să pe pagina de Facebook. Dar în schimb, cam atât a fost acest clip. Dacă vreți să continuăm această serie cu mai multe clipuri, știți care este misiunea voastră, doar trebuie să apăsați pe acel butonaș de like. Eu am fost Geostyle, nu uitați de asemenea să dați și un share, iar noi ne auzim în clipurile viitoare. Ce rime! Ok, hai că v-am salutat, ceau bă, pa!